La începutul anului viitor, Ministerul Afacerilor Interne va scoate la concurs 2.880 de locuri, 1.600 pentru agenți de poliție, 700 pentru subofițeri jandarmi, 300 pentru subofițeri pompieri și 280 pentru polițiști de frontieră. Toate posturile au fost scoase la concurs pentru a diminua deficitul de personal după pensionările care au avut loc în ultimul an în poliție și jandarmerie. Numai la Buzău, peste 49 de agenți de poliție și 14 ofițeri au ieșit la pensie în acest an. Unde este scăderea, care într-adevăr este greu de comensurat, la nivelul de experiență? Și o spun asta aproape cu emoție, în sensul că au plecat oameni profesioniști. Potrivit reprezentanților Poliției Buzău, pierderile de personal din ultima perioadă au lăsat în urmă un gol greu de completat. Inspectoratul de Poliție Buzău funcționează în acest moment la o capacitate de 85% față de anii trecuți, când procentul depășea 90%. Niciodată niciun inspectorat de poliție cred că nu au fost 100%, nici Buzău. Deci noi ne situam de regulă undeva în jur la 90%, 91-92% în mod normal. Deci scăderea prin noile încadrări care au avut loc în anul ăsta, practic cei care au susținut examen anul trecut, anul ăsta s-au prezentat la post. Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune, femei și bărbați, cu excepția celor aprobate la Școala de Subofițeri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu, Boldești, județul Prahova, care sunt doar pentru bărbați. Cererile tip de înscriere pentru admitere în sesiunea ianuarie 2018 se depun de către candidați la departamentele de resurse umane de la inspectoratele județene de poliție până la data de 5 decembrie anul acesta. Tematica și bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaților și planificarea probelor de concurs se vor afișa pe site-ul oficial al fiecărei unități de învățământ.